Iubiți credincioși, trăim o vreme instabilă și ne uităm în jurul nostru. Pot apărea furtuni la fiecare pas, pot apărea schimbări la fiecare pas. Nu ai siguranța zilei de mâine din punct de vedere financiar, din punct de vedere social, din punct de vedere medical. Și bineînțeles că în acest fel apar tot felul de întrebări. De ce Dumnezeu îngăduie astfel de lucruri? Am crezut mereu Psalmul 91 că dacă suntem pocăiți, suntem feriți, deși Psalmul respectiv nu vrea să ne spună neapărat asta, dar ni s-a predicat lucrul ăsta deseori. Avem telefoane ca acest slujitor care ne sună peste noapte și chiar și în timpul nopții. Rugați-vă! Dintr-o dată s-a schimbat ceva, ni s-a întâmplat ceva. Și vin, dragii mei, peste noi furtuni și uneori ne iau pe nepregătite. Și vreau să vedem, dragii mei, în seara asta mi-a pus Domnul acest mesaj pe inimă să răspundem aceste întrebări, nu din punct de vedere al părerilor unor slujitori, ci din punct de vedere biblic, de ce vin furtunile peste viața noastră. Vedeți, dumneavoastră, sunt vremuri frumoase în viață, când pui un ban deoparte, când te cheamă colegii, hai să facem un control la plămâni sau la spate și tu zici, eu mă simt bine, n-am nevoie de control. Când șeful de la serviciu spune contractul tău, l-am schimbat din perioadă determinată pe perioadă nedeterminată. Și totul merge bine. Numai că vin și vremuri când lucrurile se schimbă. Când trebuie să împrumuți niște bani, poate. Când trebuie să mergi la medic și stai, cum spunea cineva astăzi, la o mormântare, 5 ore pe hol, așteptând un rezultat. Dragii mei, noi credem în Dumnezeu și credem în Romani 8:28, care spune toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Credem lucrul ăsta, slăviți să fie Domnul. Numai că una e să crezi că există America și alta e să mergi în America. Una e să vezi în poze o anumită insulă sau un anumit peisaj și alta să spui celui care are poza, eu am fost aici. Una e să stai lângă un om bolnav de cancer, să-l încurajezi și alta să-i spui, eu am fost în cancer. Una e să vorbești cu un băiat care vine din lume, cu toată încărcătura aceea de păcate, cu ispite. Și tu n-ai fost acolo și nu-l înțelegi. De ce chiar și după botez, mare anumite probleme. Și alta să spui, și eu am fost ca tine. Dumnezeu m-a eliberat, slăvit să fie numele Lui. Dragii mei, vreau să ne uităm la câteva pasaje din Biblie, câteva răspunsuri pe care Scriptura le dă. Pentru că, ascultați-mă bine, la fiecare întrebare, Dumnezeu are un răspuns. Nu înseamnă că la toate ne dă răspuns când vrem noi. Dar astăzi împreună, haideți să ne uităm să vedem de ce vin furtunile peste viața noastră. Pentru că de multe ori suntem concentrați la umbrelă, la furtună, la tunet, la meteo, la aplicația de pe telefon care ne spune câte grade vor fi mâine. De multe ori ne concentrăm la lucrurile astea care le vedem. Dar în spate s-ar putea ca furtunile acestea să aibă un mesaj. Și spunea Domnul prin glas profetic unei ființe, unei surori, roagă-te să înțelegi de ce ești în cuptorul acesta? Adică nu mai fi concentrată la cuptor, la diazepan, la doctor, la analize. Roagă-te să înțelegi care e scopul pentru care ești acolo. Și astăzi mă rog pentru toți cei care trec prin furtună, Domnul, să ne dea un răspuns la aceste întrebări. Și dacă spui că ești în vreme bună, să nu uiți că vremurile se schimbă. Astăzi sunt sănătos și tu ești bolnav, mâine s-ar putea să fii tu sănătos și eu să fiu bolnav. Dragii mei, în primul rând, primul răspuns care l-am găsit în Biblie la această întrebare de ce vin furtunile peste viața noastră, m-am uitat la Iona. Și în pagina 893 din Biblie, Iona capitolul 1, Dumnezeu îi spune lui Iona să meargă la Ninive, dacă poți să afișezi, te rog, Iona 1:3, să strige împotriva ei un mesaj. Și în versetul 3 îi spune Biblia, și Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. S-a coborât la Iafu și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. A plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars. Atenție! Departe de fața Domnului. Versetul 4, foarte important. Cine a făcut să sufle pe mare un vânt năprasnic? Domnul. Dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năprasnic și a stârnit o mare furtună. Corabia amenința să se sfărâme. Dragii mei, pentru noi e foarte ușor să citim pasajul acesta, că știm finalul. La fel e foarte ușor să citești despre Iosif în pușcărie, în închisoare, că știi unde a ajuns. E foarte ușor să citești cartea Iov, că știi finalul. Oamenii care au trecut pe acolo nu știu finalul.
Dar primul răspuns pe care Biblia ne-l dă, dragii mei, la întrebarea aceasta de ce vin furtunile peste viața noastră este următorul. Pentru că avem direcția greșită. Dumnezeu îi spune lui Iona, Iona, du-te la Ninive. Și dacă stați cu harta în față, Ninive este undeva în partea dreaptă. Și Tarsul este undeva spre Spania, 180 de grade, aproape 180 de grade, în direcția opusă. Și întrebarea la care vreau să răspund în fiecare astăzi este următoarea. Care sunt drumurile pe care mergi astăzi? Întrebăm ca slujitor când facem ungerea. Care sunt drumurile care te-au adus aici? Sunt niște păcate ascunse, sunt niște stări vinovate. Sunt niște lucruri care te macină. Iona, dacă te-ai fi dus la Ninive, era o furtună pe care ai fi ocolit-o. Dragii mei, de multe ori înțelegem ce trebuie să facem, de multe ori înțelegem voia Domnului și Iona a înțeles care a fost voia Domnului. Nu a zis Dumnezeu, nu mi-a vorbit clar, mai sunt încă 5 proroci, nu. Dumnezeu a vorbit foarte clar. Dar una e să înțelegi voia Domnului și alta e să accepți voia Domnului în viața ta. Odată la 6 luni mergea o corabie la Tars. Odată la 6 luni. Și Iona se coboară în port și nu vi se pare interesant. Corabia era acolo. Și s-ar putea să spui, uite ce binecuvântare mi-a dat Dumnezeu. Când vreau să fug de El, când vreau să fug de biserică, când vreau să fug de părinți, când vreau să citesc Biblia mai puțin, parcă Dumnezeu parcă le pregătește toate astea. Și-s binecuvântări. Dragii mei, dacă vine ceva în viața mea care mă departează de Dumnezeu, indiferent câte mii de euro, este acel salar. Dacă mă face să lipsesc un an de zile de la biserică în fiecare duminică, aia nu-i binecuvântare. Dacă în viața mea vine o binecuvântare și nu mai am timp de Biblie și nu mai am timp de rugăciune și nu mai am timp de post, ăla-i blestem, nu-i binecuvântare. S-a uitat Iona la corabie și a zis, extraordinar, mă, cum le potrivește toate Dumnezeu. Nu confundați pe Dumnezeu cu diavolul. Dumnezeu nu-ți va da o corabie care să te îndepărteze de El. Dumnezeu îți va da o corabie care să te apropie de El. Pentru că Dumnezeu l-a iubit pe Iona, dragii mei, a îngăduit o furtună ca să-l oprească din drumul pe care mergea. Pentru că Dumnezeu te iubește astăzi, s-a ieșit înainte. Și prin furtuna aceea, și ar trebui să-i mulțumești Domnului pentru furtuna aceea. Și ar trebui să înțelegi că a fost planul Lui să te oprească. Într-o zi mergea Balaam și măgărița s-a oprit și a bătut măgărița. Dragii mei, știi ce spune Dumnezeu lui Balaam și nu mai deschid? Drumul pe care mergi este un drum care duce la pierzare înaintea mea. Frați și surori, iubiți tineri, știți care e greșeala noastră? Noi de multe ori ne rugăm ca Domnul să înlăture furtuna, dar trebuie să ne rugăm altcumva. Doamne, ajută-mă să-mi schimb eu drumul. Asta ar fi rugăciunea corectă. Că dacă Dumnezeu înlătură furtuna și într-o zi ajung în iad, bucuros că n-am avut furtuni în viața asta, cu ce m-a ajutat? Mi-aduc aminte că într-o zi am primit un telefon și un frate din județul Arad m-a sunat și a zis, de Cristi, la spitalul din Deva este internat cineva, un fost coleg de servici, nu este pocăit. Dar ani de zile mi-a fost coleg și am încercat să-i vorbesc cu fapta, să-i vorbesc cu vorba, cu Evanghelia și au zis, n-am nevoie de Dumnezeu, n-am nevoie de pocăință, sunt sănătos, am salar, totul merge bine, cu ce mă ajută pe mine Dumnezeu? Frate Cristi, acum omul ăsta este în spital, într-o stare critică, urmează să aibă o operație foarte delicată și dificilă, dacă puteți să-i faceți o vizită cu ceva slujitori, poate acum, în ultima furtună a vieții, poate va înțelege direcția spre care merge și se o va schimba. L-am sunat pe fratele Răducanu Cornel, pastorul nostru, și am zis, frate Cornel, hai să mergem până la spital. Am intrat pe hol, ne-am luat halatele acelea care sunt necesare să poți vizita. Acum nu putem intra la spital, atunci se putea intra. Și când am ajuns pe hol, dragii mei, am auzit niște strigăte dintr-un salon. M-am gândit și am spus așa, sper să nu fie vorba despre omul ăsta. Ne-am apropiat de salon și ne-am dat seama că cel care striga era de fapt omul cu care noi trebuia să stăm de vorbă. Iubiți tineri, mă uit la voi. Iubiți familiști, mă uit la voi. Știți ce har avem să stăm aici pe bancă, sănătoși?
și să auzim cuvântul lui Dumnezeu. O trebuie să ne apropiem cu teamă și cu frică de pat. Și când El se oprea din strigătele de durere, noi interveneam cu ceva din Evanghelie, cu o întrebare. Despre trecutul lui, despre mărturisirea păcatelor, despre păreri de rău. Apoi el iară urla câteva zeci de secunde, noi tăceam și a fost așa un du-te vino. În cele din urmă, omul a acceptat să ne rugăm pentru el, spunând că îi pare rău de trecut. Recunoscând că momentul acela, boala aceea, de fapt, era spre trezirea lui. Ne-am rugat și am plecat acasă, neștiind ce se va întâmpla cu omul acesta. A sosit fata lui de departe, l-a vizitat la spital, era singura pocăită, din ce am înțeles, dintre copiii lui. Și după ce au trecut zilele astea și a venit ziua de duminică, m-am întâlnit cu fata lui pe holul bisericii noastre și am întrebat cum e tata. Și a zis, frate Cristi, am stat cu el câteva zile, am mai vorbit cu el și azi noapte a plecat în veșnicie. Bun, dar cum au fost ultimele momente? S-a meritat să mergem până la spital? Și a zis, frate Cristi, ultima cântare pe care am cântat-o cu tata împreună, ținându-l de mână, a fost următoarea, vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. Oricât ar fi de greu necazul meu, oricât voi suferi, cântarea mea va fi. Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. Am crezut, dragii mei, și cred și astăzi că omul acela a plecat mântuit la Domnul, chiar dacă nu mai a avut ocazia să facă botezul, probabil că dacă s-ar fi vindecat, ar fi avut ocazia asta. Dar spunea și fata lui și vorbeam și noi la adunare, furtuna aceea a fost furtuna care l-a oprit pe el din drum. Nu știu care e furtuna care vine peste viața ta astăzi, dar ceea ce vreau să spun este să-i mulțumești Domnului pentru ea și să te uiți, nu cumva trebuie să-mi schimb drumul. În al doilea rând, dragii mei, mai vin furtuni peste viețile noastre, știți din ce cauză? Pentru că n-ascultăm de slujitorul lui Dumnezeu. Citesc din Fapte, capitolul 27, cu versetul 18, următoarele cuvinte, fiindcă eram bătuți foarte tare de furtună, a doua zi au început să arunce în mare încărcătura din corabie. 27 cu 21, oamenii nu mâncaseră de multă vreme. Și atunci omul lui Dumnezeu, Pavel, s-a sculat în mijlocul lor și a ascultat ce spune omul acesta. Oamenilor, trebuia să mă ascultați și să nu fi pornit cu corabia din Creta ca să fi scăpat de această primejdie și de această pagubă. Imaginați-vă, dragii mei, că la un moment dat, prizonierul Pavel, împreună cu soldații care îl păzeau, împreună cu echipajul și împreună cu capitanul, erau în Creta, ancorați. Și capitanul în fiecare dimineață spunea mâna la ochi și se uita în zare. Că nu puteai să intri pe internet, probabil, să vezi cum o să fie ziua mâine. Încercai să ghicești, uitându-te la cer, uitându-te la orizont, cum o să fie vremea. Și la un moment dat capitanul a spus, pregătiți-vă pentru că plecăm. Și în spatele lui s-a auzit un zângăit de lanțuri. Și bătrânul Pavel se apropia de el. Nu știu dacă a reușit să-l lovească pe umăr, pentru că era legat probabil la mâini. Dar au zis, domnul capitan, am și eu ceva de spus. Pentru tine cerui senin, că tu te uiți cu ochii fizici, eu mă uit cu ochii spirituali și vreau să spun ceva. Dumnezeul meu mi-a spus că va veni o furtună. Probabil că capitanul s-a uitat la el și a zis, Pavele, câte școli de marină ai făcut? Câte lecții de vreme ai luat? Că nu e așa, uneori ne este greu să acceptăm sfaturi de la cel care n-are clase ca și noi, n-are diplome ca și noi. Uneori ne uităm la mașina care o parchează în fața bisericii și îi spunem, ăsta vă spune mie cum să, ce să facă în viață? Uneori ne uităm la familia lui, ne uităm la realizările lui, ne uităm la posibilitățile lui și nu acceptăm sfaturi. Deși, dragii mei, vreau să vă spun că sunt persoane neînsemnate în bisericile noastre care ne pot da sfaturi însemnate. Și capitanul a refuzat sfatul lui Pavel și a pornit la drum. Și a venit furtuna. Și acum Pavel se ridică și spune așa, dacă m-ați fi ascultat, dacă ați fi ascultat sfatul unui slujitor cu experiență, a unui om cu frică de Dumnezeu, furtuna asta nu vă prindea în halul ăsta. Iubiți creștini, iubiți tineri, câte furtuni n-au mulți în viață, fiindcă n-au ascultat sfatul unui slujitor, sfatul unui părinte, sfatul unui om cu greutate. Într-o zi m-a sunat cineva de lângă Suceava și a zis, domnul Cristi, la telefon și am zis, da, mi-a dat seama că omul nu este credincios prin adresarea pe care mi-a făcut-o și a spus, pot să vă spun câteva lucruri? Și am spus, spuneți.
Și îmi spunea, numai cu 4 ani am fost într-o biserică penticostală și predica de la Amvon mi-a schimbat viața, mi-a vorbit, aș putea spune. Am mai venit de câteva ore, am mers cu soția împreună la cateheză. Și nu știu ce m-a apucat la un moment dat să renunț la tot. Așa mi-a venit la un moment dat și am zis, nu mai pocăiesc, nu mai fac nimic, nu mai schimb viața, mă duc înapoi unde am venit. Și îmi spunea el cu durere, au venit păstorii la mine acasă, au venit slujitorii să mă convingă și să-mi spună, predica care a fost nu a fost la voia întâmplării, cursurile de catecheză nu sunt la voia întâmplării, ai o șansă, omului bun. Și am zis, ieșiți afară din casa mea. Domnul Cristi, au trecut 4 ani de atunci și am încercat în fiecare zi să caut fericire fără Dumnezeu. Am împrumutat bani de la anumite persoane ca să-mi alimentez niște vicii de ale mele. Am ajuns cu familia în faliment, în divorț și am deja 2 tentative de sinucidere. V-am sunat să vă spun că a treia sper să-mi iasă. Dar vreau să vă spun astăzi că am o singură părere de rău care mă macină. Că n-am ascultat de slujitorul lui Dumnezeu. Că am aruncat sfatul Bibliei și al oamenilor lui Dumnezeu la o parte. Am încercat să-L sfătuiesc prin cuvinte simple, modeste, cum le aveam. Și n-am știut ce se va întâmpla cu omul acela. Și m-a sunat după câteva luni și a zis, haide Cristi, sunt din nou la biserică. Dumnezeu mi-a mai dat o șansă. Mi-am sunat soția în țară și i-am spus că voi veni acasă schimbat. Și ea mi-a spus, dacă vii acasă schimbat, sunt gata să mă mut din nou cu tine și cu copiii. Pentru că, dragii mei, unele furtuni care vin peste viața noastră vin din cauza acestui lucru. Că n-am ascultat un sfat. Când a spus o mamă care nu a avut multă clasă, care nu știu să intre pe iPhone, care nu știu să facă deblocarea aceea care tu o faci cu ochii închiși deja, care nu știe ce e la Snapchat sau Twitter sau Instagram, care nu știa ce e aia TikTok, care nu știe lucrurile astea. Și ai spus, asta mă învață pe mine? Să mă lase cu biserica în pace și uită-te unde ai ajuns astăzi. Poate auzi mesajul meu. Vreau să spun că Dumnezeu, prin furtuna aceasta, l-a dus pe Pavel lângă tine, a dus din nou vocea unui slujitor lângă tine. Și mă rog ca tu să iei aminte la ea și mă rog ca noi să luăm aminte la ea. Dragii mei, e atât de important astăzi să înțelegem că atunci când Dumnezeu ne vorbește, trebuie să luăm seama. Dumnezeu nu stă pe Facebook să-ți trimită mesaje așa, KMF, ce mai faci? Mă plictisesc, hai să văd ce mai faci, cum ești, nu. Când Dumnezeu îți zice înainte și spune un cuvânt, tu trebuie să fii atent la cuvântul ăla. Că vor fi multe furtuni în viața asta pe care le poți ocoli dacă asculți cuvântul acela. În județul Caraș era o familie în urmă cu 20 ceva de ani. Dacă nu greșesc, avea undeva la 10 copii. La un moment dat le-a luat foc casa și oamenii aceștia au ajuns într-o situație critică, dezastruoasă, n-aveau unde să mai stea. Nu erau mijloacele mass media, cum sunt acum, că în câteva minute poate să știe toată planeta despre o situație critică. Totuși, frații din țară s-au mobilizat, au trimis ajutoare, bani, materiale de construcție și într-o anumită perioadă familia aceasta a avut nu doar casa sus, a avut casa făcută la cheie. Însă s-a întâmplat ceva ciudat. Ei n-au spus fraților care trimiteau acești bani, fraților, am terminat lucrarea, mulțumim frumos, sunt și alte familii. Au văzut că banii Domnului vin așa ușor, că oamenii sensibilizați scot ușor banii din buzunar. Și au spus, nu spunem nimica, pentru că, uite, vin bani, e bine, chiar dacă totul e gata, e bine. Și Domnul a trimis la ei pe fratele Ștefan Neac de la Lugoj. Și au zis, du-te, spune acestei familii așa, să spună celor care trimit aceste ajutoare, acești bani, casa este gata, nu mai este nevoie pentru că noi putem să muncim împreună cu familia și cu copiii. Spune-le că dacă nu vor asculta, banii aceștia li se vor considera bani furați, care vor deveni un blestem pentru ei și nu o binecuvântare. Fratele Ștefan, bucuros de mesajul Domnului, bucuros că Dumnezeu veghează și dorește binele unei familii, a mers pe deplin încrezător că mesajul va fi primit. Știți ce a spus tatăl familiei către fratele Ștefan Neag? Ți-i ciudă că tu nu privești, așa-i? Ești invidios că la noi vine și la tine nu curge nimic, așa-i? Fratele Ștefan, aproape plângând, a plecat din casa aceea, necăjit, lovit. Dar n-a plâns pentru el, ci a suferit pentru că știa
că Dumnezeu când trage un semnal de alarmă, nu se joacă. Dragii mei, cu durere vă spun astăzi, familia aceea întreagă este în lume. Copiii aceia sunt în lume. Pentru că la un moment dat, într-o furtună, când Dumnezeu le-a transmis un mesaj, n-am ascultat. Și astăzi a venit peste ei furtuna aceasta a blestemului, a unor bani furați. Zic, Doamne, păzește-ne pe toți de lucrurile acestea. E atât de mare lucru, dragii mei, să putem ridica ca și Iov mâini curate spre cer. E atât de mare lucru să poți să spui, Doamne, am această deschidere să mă rog înaintea Ta, pentru că știu că Tu mi-asculți rugăciunea. 3. De ce vin furtuni peste viețile noastre, dragii mei? În al treilea rând, ca să părăsim barca în care ne aflăm. În Matei, capitolul 14, cu 24, Biblia spune așa: în timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Un moment de furtună, un moment în care ucenicii erau acolo în barcă și cu toată experiența lor s-au văzut că erau depășiți. Dragii mei, se întâmplă ceva foarte frumos în acest pasaj. Vine Iisus și umblă pe mare. Și în 14 cu 28 spune Petru așa: Doamne, i-a răspuns Petru, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine pe ape. Dragii mei, dacă n-ar fi fost furtuna aceea, n-ar fi fost experiența lui Petru. Uneori am vrea să avem experiențe cu Domnul, să ne vorbească Domnul într-un mod extraordinar, să intervine Dumnezeu în familia noastră. Dragii mei, Dumnezeu în Biblie a intervenit cel mai clar când erau oameni în necaz, în furtună, în probleme. Nu? Dar noi am vrea să nu fie, am vrea să vedem minune, dar să nu fie nevoie de minune. Știți ce spun? Nu. Aici a fost o furtună. Și Dumnezeu a vrut să-L învețe pe Petru o lecție. Că atunci când vine o furtună, poate s-ar putea ca Dumnezeu prin furtuna aceea să te facă să pășești în afara bărcii, în afara confortului tău, în afara obișnuinței tale. Poate va trebui să faci un pas al credinței, să lași totul și să pleci pentru Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, cea mai confortabilă corabie fără Dumnezeu nu are nicio șansă în furtunile vieții. Și prefer astăzi mai bine să umblu pe ape cu Iisus Hristos decât să stau într-o corabie unde El nu este prezent. Nu știu care e scopul furtunii care au venit peste tine. Dar poate că în furtuna aceasta vei învăța noi experiențe cu Dumnezeu. Vei învăța să fii mai milos, mai răbdător, mai darnic, mai aproape de Dumnezeu. Stăteam de vorbă cu un băiat în birou la noi duminica trecută. Nu puteam să-l opresc din plâns 45 de minute. Și spunea: frate Cristi, am crescut în biserică, am știut ce înseamnă biserica, m-am căsătorit în lume și totul mi-a mers bine, am avut tot ce mi-am dorit, dar a venit Dumnezeu și a zguduit casa noastră și nu știu ce vrea Dumnezeu de la mine. Dar îmi dau seama că sunt într-o barcă care se scufundă în fiecare zi. Soția nu mă mai ascultă, copilul nu mă mai ascultă, nu mai am nevoie nici dacă aș avea 1 milion de euro, nu mai trebuie nimic, aș vrea să am pace. Și am spus: omule bun, pe Iisus Hristos al meu îl cheamă Domnul Păcii. Eu nu pot să am pace dacă nu l-am pe El, pentru că El aduce pace, oameni buni. Frate Cristi, ce să fac? Că mi-e greu să părăsesc barca în care mă aflu. Fă ce-a făcut Petru. Du-te prin credință și spune: Doamne, prinde-mă de mână. Pentru că Evrei 11, dragii mei, stă între noi și capitolul acela este un capitol al eroilor. Spune bine despre Avram că nu știa unde merge. Pentru mine a fost ușor să vin la Oradea astăzi. Intru pe Waze, scriu Biserica Pentecostală Maranata și nu mai am treabă 2 ore jumate, 3. Dar Avram nu a avut Waze, nu a avut Google Maps, nu a avut lucrurile astea. Într-o zi a zis Dumnezeu: Avram, trebuie să mergi, trebuie să pleci. Și este ceva foarte interesant. N-am văzut pasajul ăsta în Biblie multă vreme. Pentru că, dragii mei, nu a plecat numai Avram, să știți. A plecat și tatălui. Genesa 11 cu 31. Terah a luat pe fiul său Avram, pe Lot. Au ieșit împreună din Ur, din Caldeia, ca să meargă în țara Canaan. Și ascultați. Au venit până la Haran și s-au așezat unde? La Haran. Deși pornirea lor, punctul lor de destinație,
cum spune băiatul meu, mingea aia de fotbal care se vede pe Waze, era Cananul. Dar la un moment dat în viața lor a apărut Haranul. Poate a fost ceva la discount, la reducere, ceva prosper, totul mergea bine. Și parcă îl văd pe Terah, la fiecare revelion, se ridica în picioare în biserică și spunea, da, vorbesc în termeni din ziua de azi, fraților, e ultimul an când eu mai stau aici. Dumnezeu m-a chemat să plec în India, în Africa, să plec, să mă mut în Oltenia, să mă duc în Canaan, are o lucrare cu mine. Și anul viitor, nu știu cum se făcea că Terah mai rămânea un an. Puneți-vă următorul verset. Zilele lui Terah au fost de 205 ani și Terah a murit în Canaan, nu? În Haran. Deși s-o pornit să plece spre Canaan, a murit în Haran. Oameni care rămân într-un perimetru în care le place lor și spun, Doamne, unde-s făgăduințele care mi le-ai spus? Și Dumnezeu îi spune, înainte să mă întreb de făgăduințe, te întreb eu de ascultare. Știți ce face Avram în următorul verset? Prin furtuna tatălui său, prin moartea tatălui său, Avram înțelege, dacă stau aici, mor și eu aici. Domnul zisese lui Avram, ieși din țara ta, ieși din casa tatălui tău și vină în țara pe care ți-o voi arăta. 12:4, ce frumos! Avram a plecat cum îi spusese Domnul. Frați și surori, mi-aș dori ca fiecare drum care îl fac în viața asta să fie un drum așa cum îmi spune Domnul. Să ai siguranța aia, bă, Dumnezeu m-a trimis acolo. Dumnezeu mă însoțește, că Dumnezeu nu te trimite și el stă acasă. Nu, Dumnezeu vine cu tine. Auziți, Avram avea 75 de ani când a ieșit din Haran, a luat pe Sarai, pe toți, pe Lot. Versetul 5, ultima parte. Au plecat în țara, sau spre țara Canaan și slăvit să fie Domnul, au ajuns în țara Canaan. Împreună cu dumneavoastră la 17 ani jumate, nu știu care a fost vârsta la care v-ați botezat, am plecat și eu spre Canaan. Și îmi doresc ca cu dumneavoastră toți aici să ajungem într-o zi acolo. Să nu uitați că nu e mare lucru să ieși din Egipt, e mare lucru să ajungi în Canaan. Au fost mulți care au ieșit din Egipt și au murit în pustie și au fost numai doi care au ajuns în Canaan. Mă rog astăzi, de ajută Domnul ca în furtunile acestea ale vieții să învățăm că unele furtuni vin ca să părăsim locul în care ne aflăm, pentru că locul acela nu e un loc bun. 4. De ce mai vin furtuni peste viețile noastre, dragii mei? Ca să căutăm un adăpost în Domnul. Isaia 25:4, căci tu ai fost un loc de scăpare pentru cel slab, un loc de scăpare pentru cel nenorocit în necaz, un adăpost împotriva furtunii, un umbrar împotriva căldurii, căci suflarea asupritorilor este ca vijelia care izbește în zid. Dragii mei, una din cântările frumoase care îmi plac foarte mult spune așa, mi-am făcut un adăpost în Domnul, când furtuna bântuia cumplit, turnul de scăpare și ajutorul prin cuvântul sfânt făgăduit. Mai vin furtuni peste viețile dumneavoastră, iubiții Domnului, știți din ce cauză? Pentru că uneori am căutat adăpost sub puterea banului. Uneori am căutat adăpost sub puterea relațiilor. Uneori am căutat adăpost în cadrul poziției sociale pe care am avut-o. Mă gândesc la Iov, omul acesta cu 11.500 de animale, probabil că avea afaceri de milioane de euro, import și export. 11.500 de animale. Ajunge la un moment dat să piardă tot. Și ascultați ce spune el în Iov 16:20. Că poate ați căutat adăpost la prieteni uneori, nu? O zis eu așa, prietenii mei fac glume pe seama mea, râd de mine. Dar o zis eu, mi-a mai rămas ceva, mi-a mai rămas un adăpost, mi-a mai rămas un loc unde să mă ascund. Și ăsta e Dumnezeu. Și vin și mă pun pe genunchi și plâng și simt că între mine și furtună se deschide o umbrelă. E brațul lui. Zice eu la un moment dat, tot aici prin capitolele astea, am ajuns să chem pe robul meu. Nu știu ce eu fi zis, mă dăm un ulcior de apă. Și spune Iov așa, și nu-mi răspunde. Mă gândesc când totul mergea bine la Iov, cred că venea robul din 5 în 5 minute. Șeful, ce să vă mai aduc? Un suc, o apă. Ce ați dori? Că o, câți avem pe lângă noi când totul ne merge bine. Ne-a observat, pui 1.000 de euro deoparte, imediat sună telefon. Nu știu cum află.
Nu știu cum află. Când tu ai nevoie de 1000 de euro și suni, răspunde Orange-ul. Numărul de telefon nu este alocat, zice. Stai și te gândești, unde ai greșit în viața asta? Eu am pățit ceea ce vă spun, nu vă spun de la alții. Am fost la câteva săptămâni de zile să-mi pierd casa în care eram. Pentru că m-am încrezut în oameni. Și am zis, am prieten pe care eu sun și mi-a mă împrumută. Și au zis, Domnul, printr-un proroc în biserica noastră personal, eu singurul tău prieten și o să-ți demontrez asta. Și am sunat într-o parte și în alta și au răspuns Orange-ul și Cosmoteu și au răspuns ocupat. Și m-am luat soția și copii și m-am pus în casă și m-am rugat și am zis, Doamne, nu mai am nicio șansă. Și Dumnezeu a intervenit. Când ești bolnav, nu sănătos, vezi câți prieteni ai. Când ești sărac, nu bogat, vezi câți lingușitori mai ai pe lângă tine. Îmi spunea un primar, zicea, Domnul Cristi, n-am mai ieșit la alegeri. Nu mă mai salută nimeni. Te-ori iubit din cauza poziției sociale. Asta îmi place la Dumnezeu, dragii mei. El nu mă iubește din cauza diplomei, a banului care ia. El mă iubește din cauza fiului care a murit pe cruce. Uitați-vă, pune-mi, te rog, Iov 42:11. Când Iov e binecuvântat de Domnul din nou, 42:11. Uitați ce se întâmplă. Fiți foarte atenți. Frații, surorile și vechii prieteni ai lui Iov au venit toți să-l vadă. Și au mâncat cu el în casă. Am o întrebare, unde erau ăștia când Iov avea boala aceea? Undeva psoriazis, alții spun lepra neagră. Că acum în spital, în Oradea sau în Arad sau undeva, mai ai condiții cât de cât, nu? Dar pe o grămadă de ce nu știu ce condiții aveai. Unde erau ăștia? Știți unde erau? La alții care aveau ce să dea. Și au zis, Iov, cum m-a binecuvântat Domnul din nou? Cum s-o strâns iară ăștia? Dar Iov nu s-a mai pus încrederea în oameni. Și-a pus încrederea în Domnul. Pentru că Psalmul 46:1 spune așa, Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru. Un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoie. Prin harul Domnului ne ocupăm de asociație care încercăm să ajutăm anumiți oameni. Avem și acum vreo 7 case în construcție în anumite zone din țară. Avem frați angajați full-time acolo care se ocupă și merg în fiecare zi și se face o lucrare frumoasă și într-o zi unul din colaboratorii noștri a ajuns undeva lângă Botoșani într-o dimineață și a găsit o femeie, o mamă care ducea două găleți de apă de la o distanță considerabilă, de la marginea satului. Și Domnul i-a pus pe inimă să se oprească, să o întrebe pe femeia aceasta de ce e necăjită, de ce cară această apă de la așa distanță. Și femeia a început să plângă, văzând că cineva o bagă în seamă și a zis, Domnule, iertați-mă, nu plâng pentru că trebuie să cară apa asta, m-am obișnuit cu asta. Plâng pentru că am acasă 5 copii și avem o fântână a satului pe care o folosim, mai multe familii, și sunt bajocorite de vecini, de cei de lângă mine care îmi spun așa, tu și pruncii tăi o să secați fântâna asta. Și-o zis, Domnul Stelică, în România, în anul 2018, că atunci o s-a întâmplat asta, nici măcar apă nu mai avem voie să luăm. Omul acesta, colaboratorul nostru, fratele Stelică, Strugariu, a încheiat discuția cu dânsa, ne-a sunat, frații au pus mână de la mână, s-a strâns undeva la 1000 de euro, cam atât era costul unei fântâni în zona aceea. Am reușit să găsim niște oameni care ne-au spus, oameni buni, pregătiți-vă că pe la 25 de metri ne mai vom da de apă. Pregătiți-vă. Pentru că aici așa e zonă. Și am zis, începeți lucrarea și vedem ce o să fie. Au început și la 6 metri au dat de apă. Avem un Dumnezeu care controlează și lucrul ăla. În timp ce se lucra acolo, eu n-am fost personal de față, fratele Stelică Strugariu a fost acolo, omul, soțul femeii, proprietarul fântânii, a mers și a făcut o gaură în gard. S-a uitat toți cu mirare. S-a montat tot ce trebuia la fântână. Și la un moment dat omul acesta a spus așa, vreau să-mi chem vecinii și a chemat pe vecini. Pe ea care l-a bajocorit, pe ea care l-a luat la mișto. Pe ea care, știți ce a făcut, v-am spus mai înainte, și a zis, oameni buni, aici la mine în curte Dumnezeu a săpat o fântână. Și a zis, vreau să vă spun că am rupt gardul și am făcut gaură în gard ca și voi să aveți trecere la apa asta. Și vreau să vă spun că i-am pus numele fântânii acestea, fântâna lui Dumnezeu.
Și fântâna asta am această încredere că nu va seca niciodată. Am rămas uimiți. Am rămas uimiți de omul acesta, de felul în care a întors răul cu bine. Am mers la biserica penticostală din sat spunând, mie nu mi-a făcut nimeni niciodată un bine și vreau să văd care e Dumnezeu acestor oameni care au făcut, care îi îndeamnă să facă binele astea. Pentru că ori de câte ori luăm apă din fântână împreună cu copiii noștri, rămânem uimiți că niște oameni care nu ne cunosc au făcut binele astea. Dumnezeu le-a vorbit, i-a mișcat, au făcut botezul în apă. După câteva săptămâni, în timp ce erau acasă și se rugau, au păstrat ceva interesant, un lucru foarte interesant, pe care cei din Biserica Penticostală îl cunosc. Au sunat pe păstor, așa un pic spereau, și au zis, frate păstor, zice, noi n-am apucat să citim toată Biblia. Suntem începători. Dar în timp ce ne rugam acasă cu soția, cu copiii, eu și soția am început să spunem cuvinte care nu le cunoaștem. Nu cumva e ceva greșit aici? Și au zis păstorul, o mai săpat Dumnezeu o fântână la voi. Fântâna Duhului Sfânt. Astăzi ei sunt în biserică. Dragii mei, dacă nu era furtuna aceasta în viața lor, ar lipsei de apă, ei n-ar fi găsit adăpost în Domnul. Dar Dumnezeu are planul lui cu fiecare. Și a adus familia aceasta în așa fel încât se poate spune, Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru. 5. De ce mai vin furtuni peste viața noastră? Matei, capitolul 7, ca să ne testeze casa pe care am zidit-o. A dat ploaia, 7:25. Au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea. Dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Dragii mei, viața noastră este semănată cu o casă. Și vreau să vă spun astăzi că cel mai important lucru, și spun uneori la anunț lucrul acesta, cel mai important lucru într-o familie e ceea ce nu se vede. Dumneavoastră vedeți predica mea de astăzi, dumneavoastră nu vedeți rugăciunea sau postul pe care s-ar putea să le am sau să nu le am. Dumneavoastră, dacă veniți la mine acasă, vedeți parchetul, camera de zi, poate grupul sanitar sau bucătăria, dar nu o să vedeți fundația. Când vine furtuna în viața mea și în viața dumneavoastră, nu e interesată de parchet, nici de gresie, nici de draperii. Când vine furtuna, furtuna testează fundația. Știți care e problema noastră a creștinilor de ziua de azi? Ortodox și penticostal nu contează. Am început să punem mare preț pe etaje, pe lucrurile care se văd și prea puțin preț pe lucrurile care nu se văd. Am început să punem preț pe ceea ce izbește privirea. Mă, ce-o zis ăla despre mine? Eu plec la mine acasă. Eu plec cu mașina, eu plec cu costumul. Ce părere a avut? Dragii mei, în ultima instanță va conta ce spune Dumnezeu despre noi. Pentru că ultimul cuvânt nu o să-l aibă oamenii, ci o să-l aibă Dumnezeu. În Matei 7:24 spune, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. Și vreau să vă spun că orice om înțelept nu-și zidește în timpul furtunii. Constructorii care toarnă asfalt pe furtună n-au habar ce fac. Constructorii care zidesc o casă și plouă afară, ăia n-au nicio treabă cu construcția. Și Dumnezeu vrea să ne spună astăzi un lucru foarte important, că sunt vremuri bune în viața noastră și sunt vremuri rele. Și în vremurile grele nu o să mai apuci să zidești, nu o să mai ai timp să mergi la fundație, nu o să mai ai timp să fugi poate la o seară de stăruință, nu o să mai ai timp în spital pe hol să spui, acum iau zi de post, s-ar putea să fie târziu. Mă uit la Daniel, omul lui Dumnezeu, a fost îmbrăcat de împărat, cu haine frumoase, cu lănțișoare la gât, i-a dat împăratul slavă, cinste tot. Cei mai mulți în locul lui Daniel ar fi spus așa, de astăzi nu mai am nevoie de rugăciune. Bat la orice ușă, un semn fac și totul se rezolvă. Orice act e semnat în județul Oradea. Nu m-am făcut un semn și gata. Nu. Omul acesta, Daniel, dragii mei, își dă seama că viața credinciosului autentic nu este ferită de furtuni. Că dacă acum merge bine, nu o să meargă bine până la 85 de ani. Așa spun teologii, 84-85 de ani ar fi murit Daniel. Și vine într-o zi furtuna Daniel, capitolul 6, peste viața lui Daniel. Și vine prigoana. Și în Daniel 6:11, dacă nu greșesc, spune așa, Daniel se ruga de 3 ori pe zi, cum făcea și mai înainte. Obiceiurile bune, când ai vremea bună în viață, te vor salva din furtună.
Disciplinele spirituale care le ai când totul merge bine vor conta foarte mult pentru momentul când vei fi dus în groapa cu lei. Îl ia împăratul și îl duce la groapa cu lei la 70 de ani. Om cu părul alb, om cu riduri pe față, poate. Ți era și milă să-i spui un cuvânt de jignire la bătrânul ăsta. Dar era o poruncă a împăratului și o trebuie să coboare sfântul acesta în groapă. Aș fi vrut să-l văd pe Daniel zicând, vreau să sun la un proroc. Faceți-mi ungerea, zice. Nu. Pentru că atunci când vine criza, dacă ai cash, e salvat. Atunci când vine criza, când vine furtuna, dacă ai rugăciune în cont, Dumnezeu e cu tine. Dacă atunci când ți-o mers bine, ai fost cu Dumnezeu, când ești în groapa cu lei și îți merge rău, vine Dumnezeu lângă tine. O mers împăratul acasă și nu a avut chef de nimica. Nu a putut să doarmă în timpul nopții. Că cei care bagă sfinți în groapă n-au somn. Ascultați-mă ce vă spun. N-au somn. Îl ia Dumnezeu somnul, că spune Biblia, cei răi n-au pace, zice Domnul. Vine dimineața și împăratul aleargă la groapă. Știți că și împăratul avea un pic de credință, dacă l-o striga pe Daniel. Daniele, a putut Dumnezeul tău căruia îi slujai la Paștul la Crăciun să te scape. Așa scrie. Căruia îi slujai necurmat. Că a fost pandemie, că nu a fost pandemie, n-ai avut niciun motiv să n-ai altare ale rugăciunii acasă. Vești, auzi, după o noapte cu lei, mai ai chef să saluți? Veșnic să trăiești împărat. Dumnezeul meu la care eu slujesc a trimis pe îngerul său. Și cel care au creat lei știe ce să le spună ca să tacă, nu? Spuneam noi la biserică duminica trecută că genunchii bătătoriți n-au gust pentru lei. Coloana vertebrală care stă cu cinste în picioare, care nu se pleacă, care nu lingușește, nu poate fi sfărămițată de lei. Dragii mei, a stat îngerul Domnului care în Vechiul Testament de cele mai multe ori simbolizează pe Iisus Hristos, a stat și a făcut schimbul trei. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Unde s-a grăbit că nu mai a putut sta 15 minute? Că după lei, după Daniel, au venit la lei cei care l-au părât pe Daniel. Nu mai putea sta îngerul încă un sfert de oră? Psalmul 34:7. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de Domnul. Și nu spune că îi scapă de primejdie, îi scapă din primejdie. Îi mulțumesc Domnului că în gropile acestea ale vieții, El vine cu noi. Îi mulțumesc Domnului că atunci când bate furtuna, El nu îngăduie mai mult decât putem purta. Poate ai vreo fisură în fundația astăzi, poate îți lipsește citirea zilnică a Bibliei, poate îți lipsește postul sau rugăciune. Du-te acasă și pune pres pe lucrurile care nu se văd. Eu nu o să fiu judecat după like-urile de pe YouTube sau după comentarii. Eu o să fiu judecat într-o zi după ceea ce nu se vede. Voi îmi cunoașteți unii dintre voi predicile, dar cum înțeleg cu soția, numai Dumnezeu cunoaște. Dar cum înțeleg cu soția și cu prunci și ce fac acasă, aia e ceea ce îmi va ține mie casa în furtună. Cât investește în fundație? Am văzut la români un obicei foarte prost. Eu spus arhitectul să bage fier în fundație de 5.000 de euro. Știu caz. Știi ce a făcut românul? O băgat de 2.000. O să-ți mă zice, dacă bag fier de 5.000, zice, nu mai am bani, zice, de faianță. Eu știu caz, pentru aia vă spun. Și o băgat de 2.000. Și când o vine furtuna, și când vine furtuna, numai rugăciune face. Și se sperie. Dragii mei, cele mai importante lucruri din viața unui creștin sunt lucrurile care nu se văd. Alea vor ține casa ta în picioare și viața ta lângă Dumnezeu. 6. De ce vin furtuni peste viața noastră? În al șaselea rând, ca să vedem puterea lui Dumnezeu. Avem un Dumnezeu puternic. Matei 8:24, la fel, ucenicii erau în corabie, din nou furtună, o singură diferență. Era și Iisus acolo. Deodată, că așa vin unele furtuni, s-a stârnit pe mare o furtună atât de strașnică încât corabia era acoperită de valuri și el dormea. Ucenicii s-au apropiat de el și l-au deșteptat strigând, Doamne, scapă-ne că pierim. El le-a zis, de ce vă este frică puțin credincioșilor? Apoi s-a sculat, a certat vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare.
O, câte familii n-au nevoie în vremea asta de o liniște mare. Vorbeam cu un frate astăzi din biserica dumneavoastră și spuneam că în fiecare săptămână primesc cel puțin 2-3 e-mail-uri cu cazuri grele. Ori divorț, ori alte probleme grele. Familii care spun, pentru mine viața nu mai are sens. Trebuie să împărțim mașina de spălat și mașina de uscat, trebuie să împărțim fata și băiatul. Și nu mai văd nimic, nu mai văd niciun orizont. Doamne, adu liniștea peste familiile acestea. Că dacă nu ești împlinit în familie și nu ai o relație bună cu soția și cu copiii și cu Dumnezeu, toți banii din lumea asta nu te satisfac, omule bun. Pentru că noi suntem compuși din sentimente, din familie, pentru familia noastră. Și lucrurile materiale sunt la urmă. Nimeni în ziua morții nu spune ce păcat că n-am avut iPhone 12. Nimeni. Nimeni în ziua când e în spital nu spune, măi, ce păcat că pe Instagram n-am numai 3000 de followers. Nu. Dintr-o dată în fața gropii îți dai seama că ceea ce-o contat s-ar putea să fi fost exact lucrurile pe care n-ai pus preț deloc. Am o întrebare astăzi. Este în barca ta Iisus Hristos? Eram copil și cântam o cântare frumoasă. Iisus potolește furtuna când valurile vor veni. Aici în Bihor am învățat. Când El își întinde mâna, furtuna se va liniște. Dragii mei, să umbli cu Dumnezeu când mare liniște de poate oricine lucrul ăsta. Dar să umbli cu Dumnezeu și să stai în picioare când vin furtuni, atunci se vede cu adevărat ce Dumnezeu ai și cât de puternic ești tu împreună cu Dumnezeul tău. Mi-aduc aminte, la noi în Arad a fost și trăiește și astăzi un vas de lucru al Domnului, lucrează cu darul de 10 de ani. În urmă cu 30 și ceva spre 40 de ani, sora aceasta avea prima binecuvântare din familie, primul copil care a venit. Erau membrii Biserica Micalaca din Arad, fratele Borlovan Cornel era atunci acolo la biserică. Familia aceasta stătea în chirie la fratele Stepan, un om ale Dumnezeu care a trecut în veșnicie. Au făcut ei un calcul cam câți apropiați ai familiei vor veni la binecuvântare și au făcut mâncare pentru 30 de persoane. Au ajuns la biserică, s-a derulat evenimentul, Dumnezeu a fost prezent, a lucrat. După biserică au venit, și-au dat seama că sunt oameni din mai multe părți și mai mulți și-au exprimat dorința să vină acasă la sora să mai facă o rugăciune. Și când au fost numărați, au intrat pe poartă, erau 60. Acum n-aveai cum să spui la unii 30, voi mâncați, voi plecați. N-ai cum să spui asta. Și sora aceasta, vasul de lucru, era stresată. Că orice femeie responsabilă are stresul acesta. Ce pun, nu? Pe masă. Eu am făcut mâncare pentru 30 și ei 60. Indiferent cum ar fi împărțit mâncarea, că nu i-ar fi dat calculele corecte. S-au rugat, au cântat din nou, după aproximativ o oră, a venit momentul acesta să pui masă. În timp ce sora era la bucătărie, oamenii se așezau la mese, cineva vine la ea și spune, soră, este o femeie în vârstă lângă fântână care vă cheamă până afară. Fratele Stepan, gazda, a zis, nu știu cine e sora respectivă, nu știu cine e femeia respectivă, e o femeie care e bătrână, pare bolnavă. Eu am aici cheia de la poartă. Eu am închis ușa după ultimul care a intrat. Nu o cunosc, nu știm cine e, n-am văzut-o nici la biserică, nu știm. Dar vă cheamă până afară. O mers și femeia aceasta a spus următoarele cuvinte. Fiind întrebată ce dorește, ce vreau să mănânc și eu. Vă dați seama, deci ai 60 la masă, mai vine, mai acum mai trebuie să mai vină și alții. Și au zis sora, zice, păi mâncați cu ceilalți la masă, vă puneți. Și au zis, nu. Adu mie mai întâi să mănânc. În momentul ăla spunea sora, m-am cutremurat, mi-am dat seama că aici e un test al lui Dumnezeu. M-am dus în bucătărie și am luat ce-a fost mai bun și am pus pe 3 farfurii și am dat la femeia de la fântână. O gusta puțin din fiecare și a spus următoarele cuvinte. Domnul să fie lăudat și El să înmulțească mâncarea să ajungă la toți. Păi de unde știa aia că nu este mâncare destul? Sora a mers, a pus 30 de persoane la masă, că ei nu puteau să pună 60, nu erau locuri disponibile, ceilalți așteptau. După ce am împărțit unul sau două feluri, nu mai țin minte exact, a zis, mă duc până la fântână să văd ce mai face femeia aceea. Femeia aceea nu era la fântână, nu mai era niciunde în curte. Nimeni nu umblase la poartă, cheia era tot la fratele Stepan, gazdă.
Dar spunea sora noastră așa, au mâncat 60 de persoane, s-au săturat și am mâncat și noi a doua zi. Cu toți care eram acasă. Pentru că avem un Dumnezeu care are putere. Sunt onorat să-L slujesc pe un astfel de Dumnezeu. Când o să ajungi în momente critice din viață, să nu uiți că nu e singur în barcă. Da, frate Cristian, de ce Dumnezeu tace uneori? Și profesoara mea și profesorii mei, când îmi dădeau test, tăceau. Dar erau în clasă cu mine. Să știți că nu mi-e frică de furtună, dragii mei. Să știți că la oameni nu le frică de COVID, la oameni le frică de moarte. La oameni nu le frică de cancer, la oameni le frică de moarte. Nu vreau să fac pe erou astăzi, dar mie nu mi-e frică de furtună, mie mi-e frică să nu cumva să fiu singur în furtună. Mie nu mi-e frică de momentul acela când va trăsni sau va ploua tare sau va fi un moment greu, un accident, nu știu ce o să fie. Mie mi-e frică nu cumva în vreme bună să mă încred în mine, în forțele proprii și să-L pierd pe El. Că El umblă numai cu oia smeriți. Și El dă har celor smeriți. Elicanomenados sabrotofelis. Nu știu dacă îl simți pe El în seara asta aici. Și în ultimul rând și cu asta vreau să închei. N-aș vrea să vorbesc despre punctul 7. Dar furtuna vine și ca să pedepsească. Mi-a scris un băiat în urmă cu 2 săptămâni și a zis, frate Cristi, mai am 2 luni de trăit. Cancerul a recidivat, doctorii mi-au spus, du-te acasă în România, ai soție, ai 2 prunci, ai 25 de ani, mai bucură-te cu ei 2 luni. Frate Cristi, oare îi pedeapsă sau încercare? Ce îi spui la un astfel de om? Poți să fii păstor și poți să fii orice. Parcă rămâi fără nimic, fără cuvinte. I-am zis, cheamă pe un slujitor din biserica ta și descarcă-te tot ce ai pe inimă. Că o zis, Cristi, n-am pace, n-am stres. Dragii mei, după ce am închis cu el, i-am spus soției, știi ce ușor e de noi să dai sfaturi la alții? Tu stai frumos în casă și el e în furtună. Și copiii îl trag de mână. Și soția zice, aș da, nu știu, aș vinde casă, numai să nu pleci. Și doctorul i-a spus, cancerul care ți-l la plămâni se apropie de inimă. Când ajunge la inimă, ești gata. 2 luni. Frate Cristi, oare e pediapsă sau e încercare? Ezechiel 13:13, de aceea așa vorbește Domnul, în urgia mea voi porni furtuna, în mânia mea va veni o ploaie cu vifor și vor cădea pietre de grindină ca să nimicească. Aici vreau să ajung. Știți ce e important dacă e umblat cu Dumnezeu în vreme bună, în sfințenie? Știi că furtuna care vine nu-i pedeapsă. Ci e încercare. Dacă cumva ai făcut anumite lucruri grele și furtuna care a venit peste tine e pedeapsă, să nu uiți că Dumnezeu pedepsește pe ăla pe care îl iubește. Și îți mai spun ceva, Dumnezeu niciodată nu pedepsește fără să avertizeze mai întâi. Putea să zică Dumnezeu, Iona, du-te la Ninive și spune-le așa, în 2 ore, toată cetatea va fi nimicită. Dumnezeu ăsta îndurător a spus așa, mai rabd încă 40 de zile de înjurături, blesteme, imoralități, ce vreți voi? Că poate naște 40 de zile și oamenii aia nu au auzit nicio predică pe YouTube, o cântare, niciun program, fanfară, orchestră, dar au zis, bă, cu câte carte avem noi, 2 clase sau nicio clasă? Că nu știau, spunea Biblia, să deosebească stânga de dreapta. În afară de a face diferența între animale, nu știu altceva. Atât. Ajungeau în sensul juratorul și nu știau ce e aia dreapta sau stânga. Dar și pentru oamenii ăștia, dacă sincer, Dumnezeu are soluții. Și într-o zi ăsta și-o vorbi când au auzit vocea lui Iona. Că Iona, am început cu Iona, vreau să închei. Și-o zis, mă, dacă Dumnezeu vrea să ne omoare, o făcea astăzi. Dar au zis că încă 40 zile. Să ai timp să mergi să te împarci cu comitetul, să te împarci cu ăla care e în spital, să-ți mai dai telefoane, să-ți ceri iertare într-o parte și în alta, să te pocăiești, să mergi la stăruință, să mergi la mărturisire, să faci botezul. Și la 40 a zis, stăteau și se uitau pe cer.
Și când au văzut că se face ora 12, ora 2, ora 4, ora 6, ora 8, seara, 10 seara, și au văzut că cerul e senin, au început să urle de bucurie. Și spune istoria că încă 180 de ani Ninive au avut pace. Încă două generații au avut pace. Pentru că a fost un bunic care a zis, hai să postim. Hai să lăsăm tot ce-i lumesc, hai să lăsăm minciuna, furturile, tot. Și hai să ne pocăim. Și a zis Dumnezeu, vă feresc pe voi de furtună, feresc pruncii voștri și feresc nepoții voștri. Doamne, astăzi suntem aici înaintea Ta. Avem nevoie de intervenția Ta. Nu știu cum e viața Ta astăzi. Nu știu cum sunt furtunile care vin peste tine. Dar am învățat că tot ce vine peste mine are un scop. Aproape ori de câte ori plec de acasă, se întâmplă ceva greșit, ceva rău. Și îmi dau seama că diavolul luptă. Dar vreau să vă spun că puterea lui Dumnezeu e mai mare. Vreau să cântăm o cântare, dacă îmi dai, te rog, un mi major. După ploaie și furtună, va veni o zi mai bună, soarele va străluci mai luminos. După norul plin de ceață, o lumină se arată, e lumina Domnului Iisus Hristos. Cine se încrede în Domn, căci lumina Lui pătrunde și o luminează îndată. Dumnezeu de sus vechează, El e binecuvintează sufletele acelor ce se-ncred în El. Cine se crede, căci lumina Lui pătrunde și o luminează îndată. Dumnezeu de sus vechează, El e binecuvintează sufletele acelor ce se-ncred în El. Când avem probleme în viață, să cerem o luminare de la Domnul nostru Sfânt, Iisus Hristos. Rugăciunea schimbă totul, schimbă mersul vieții noastre, zi de zi spre mai bine cu Iisus. Cine se încrede Domnul are viața mai frumoasă, căci lumina Lui pătrunde și o luminează îndată. Dumnezeu de sus vechează, El ne binecuvintează. Stai o clipă, meditează strofa a treia. Stai o clipă, meditează. Îți mulțumim, Doamne, că ești aici. Eliganomenados apreltofales. Nu lăsa să treacă clipa, clipa mântuirii Tale. Dă-i a Ta viață astăzi lui Iisus. Cine se încrede în Domnul are viața mai frumoasă, căci lumina Lui pătrunde și o luminează îndată. De sus vechează, sufletele acelor ce se încrede în El.
casă, căci lumina lui pătrunde și o luminează în viață. Dumnezeu de sus vechează, către mine luminează sufletele celor ce se iubesc.